A pus pe degetele voastre inelul, care este un simbol al veșniciei, pentru că el nu are un început și nu are un sfârșit. Ceea ce înseamnă că și dragostea dintre voi este una care nu trebuie să se sfârșească. De bună voie și nesini de nimeni, ei încăsătorii cetățeana, Elcoan Paraschiva Antal. Da. Cetățeanul Elcoan Paraschiva Antal. De bună voie și nesini de nimeni, ei încăsătorii cetățeanul Foca Dan Leonte. Da. Dar o zi însemnată și în calendarul tinerei familii Dan Leonte și Paraschiva Anca, pentru că astăzi, ținându-se de mână unul pe celălalt, au pășit cu bucurie pragul bisericii, venind înaintea Sfântului Altar și mărturisindu-și credința și dragostea unul către altul, printr-un jurământ cu punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, că vor păzi legătura dragostei dintre ei până la mormânt, fără a se abate de la datoriile lor, niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Este un moment important în viața voastră. Dacă până mai ieri, și unul și altul, visați la această clipă, astăzi, visul vostru a devenit realitate. Dar pe lângă bucuria clipei, trebuie să fiți conștienți că viața de familie aduce și responsabilități, la care va trebui ca împreună să le faceți față.
Te iubesc și doresc să fii toată viața alături de mine și să avem copii frumoși. Mulți copii.